Știm că în ultima perioadă de timp tot mai multe persoane se adresează cu astfel de afecțiuni de la vârste mult mai fragede, să spunem așa. Da, cred că aici sunt mai multe discuții. Adică dumneavoastră la ce operați, la ce cazuri aveți? Eu vă spun punctul meu de vedere, dar am avut și tot felul de păreri că vaccinul... No, aici sunt niște lucruri care nu sunt bine dovedite, nu mă pot pronunța, nici nu vreau să fac politică, nu-mi Da, place. nu ne axăm pe Da. chestiile astea legate Cred de că, vaccinuri, dar cu siguranță stilul de viață, cu cred. siguranță, este vorba de stilul de viață. Suntem în ce în ce mai comozi, Cred că stresul, stresul e factorul sigur că principal. da. Și de ce nu? În ce în ce mai mulți tineri care consumă, Substanțele fumează și, acestea și da, da, drogurile, sigur nu? că da, Inclusiv trebuie să spun. drogurile duc Cu la siguranță pot. afecțiuni cardiovasculare. Cu siguranță etnobotanicile sau drogurile în general pot duce chiar la un infart și avem foarte mulți pacienți, cei tineri, cauza infartului la cei mai mulți este acele substanțe, acele droguri, dar nu numai. Și cred că și alimentația noastră față de generațiile mai vechi, McDonald's-ul e, Chiar vorbeam da. dimineață cu o colegă de-a mea și vorbeam de vârste și spuneam, zic, da, eu vin într-o generație unde se mai mânca sănătos. Aduceam lapte, ouă, brânză, carne de la bunici de la țară și mâncam sănătos. Spre deosebire de generațiile de acum, care sunt condamnate la un stil de viață din ce în ce mai bolnăvicios, să spunem așa. Sigur, de asta generațiile vechi erau mai rezistente, nu erau atât multe euro în alimentație. Toți aveau o găină, o Exact. vacă, care creșteau ei și știau cu ce l-au alimentat Da. și mâncau sănătos. Vedeți că nici vremea nu ne ajută, Da, este da, foarte, da. foarte cald, nu mai erau căldurile astea niciodată. Foarte cald și acum cu atât mai mult vârstnicii, persoanele cu afecțiuni cardiovasculare sunt foarte afectate. Cum îi afectează pe cei care au astfel de intervenții, domnule doctor? Da, deci. Se modifică stilul lor de viață după ce au venit și au montat un stent, două, sau după o angioplastie. Viața pacientului se modifică? Are niște recomandări Deci, medicale? facem acest coronarografie, arteriografia coronariană, depistez niște plăci de ateron, dacă ele sunt, dacă sunt normale, pacientul continuă tratamentul medicamentos pentru celelalte factori de risc care le are. Dacă sunt plăci de ateron care sunt sub 70% Îngustate. îngustate, acele le tratăm tot conservator. Da? Bun. Dacă sunt peste 70% la un pacient simptomatic, atunci se montează acele proteze, acele stenturi, da? Și se dilată zona respectivă ca să restabilim fluxul sanguin. Ce înseamnă pacientul simptomatic? Pacientul simptomatic, acel pacient care are durere în piept, cu Așa. angina clasică. Nu orice durere în coșul pieptului este angina. De Poate asta să ajungem fie și la... o anxietate, o stare Sigur că da. Vă de... dați seama, cutia asta toracică este plină de organe, este mușchi, nerv, Poate să fie o oase, răceală poate să fie pulmonară, orice. o Da. De asta pneumonie. ajungem la specialist Da. ca să ne spună exact durerea de unde
de unde provine. Revenind, doamnele, de obicei când le spui că nu este de la inimă, se bucură. Bărbații se supără, vor neapărat să fie de acolo. Am înțeles. Am înțeles. Deci, de asemenea, diferențe între bărbați și femei, paciente și pacienți. Da. După ce ai montat stentul, dacă este vorba de un caz electiv, a doua zi, a treia zi, poți să-ți reiei activitățile normale, dar de data asta cu un alt stil de viață. Aici vreau să ajungem. Da, sigur. Pentru că odată ce ai ajuns pe masă de cateterism și s-a montat un stent, trebuie să-ți dai seama că pacient undeva e greșit. Da. Marea majoritatea pacienților văd că s-a rezolvat și revin la stilul de viață, nu? Cu siguranță. Nu? Am intrat acolo în 20 de minute, s-a pus un stent, pacientul timpul intervențiilor care le facem noi, pacientul este conștient, da, facem o anestezie locală. Și atunci pacientul zice, poc, în 20 de minute s-a pus stentul, sunt bine, mersi. Ba, mă duc să-mi aprind o țigară, să-mi pun un pahar cu alcool. Cu siguranță, odată ce este restabilit fluxul sanguin, pacientul se simte mult mai bine. Da, ești mult mai activ, respiri mult mai bine, nu mai ai angina respectivă și... Poți profita de lucrul ăsta. Însă pacientul deștept, pacientul conștient, este acel pacient care își dă seama că de fapt este o nouă viață pentru el, pentru că acea leziune, dacă nu era tratat, cu siguranță sfârșitul era infarct și de la infarct poți face oricând în timpul infarctului o aritmie și să iei un bilet dus fără întors la 2.50 sub pământ. Da. Și atunci trebuie să fii conștient. În primul rând, nu sunt lucruri care se spun 100% nu faci aia în afară de fumat. Deci despre fumat nici... Apropo, unui pacient care a trecut prin mâinile dumneavoastră cu montare de stenturi, îi se recomandă oprirea fumatului? Definitiv? Sigur, adică da, se interzice definitiv? Da. Vă spun din experiența mea, fac foarte multe cazuri în ultimii ani. Știu că aveți operație după operație, aveți zile în care... Da, până nu de mult eram singurul centru în toată Moldova, acum mai sunt încă alte centre, dar volumul, adresabilitatea către noi, având în vedere o experiență foarte mare, peste 15 ani în aceste cazuistică, să zic, numărul de pacienți la noi nu s-a scăzut. Este în 5 mai mare. Așa și câte cazuri? Deci noi facem statistic, suntem pe numărul 1 din țară, fiind puține centre, da. Vorbesc numărul de cazuri per centru, da? Și facem pe partea asta de cateterism, pentru că cardiologia intervențională nu înseamnă numai cateterism, avem și partea de stimulatoare, implanturile, avem partea de electrofiziologie care tratează aritmiile și este partea asta de care suntem axați mai mult pe vasele de sânge. Și aici, în partea asta, facem peste 5.000 de cazuri, să zic de două ori mai mult după al doilea centru, după noi. Da, speranța este să fie în ce în ce mai multe centre, pentru că pacienții care fac infarct să fie tratați acolo în zonele lor, să nu fie nevoiți să plece pe drum cu ambulanță sau elicopterul sau cu smurdul să ajungă la noi să-i tratăm noi. Pacienți sunt și atunci este nevoie și de mai multe centre. Dar pe partea asta electiv, da, din toată țara vin pacienți la noi, dar avem o experiență foarte, foarte bună și suntem foarte solicitați. Reveni la fumat, da, fumatul 100% interzis, nu discutăm.